vin astăzi cu un video la voi pentru a elucida un mare mister. Ce sunt acestea? Ele sunt niște recipiente pentru recoltare urină. Dar care este diferența între cele trei? În primul rând, acesta este un recipient steril, după cum se vede, un recipient steril pentru recoltare urocultură. La ce se folosește? Recipientul steril pentru urocultură folosește la determinare de infecții urinare, strict de infecții urinare. Acesta este un recipient pentru sumar de urină, eprubetă pentru sumar de urină și sediment urinar. Iar acesta este un recipient nesteril în care de regulă se recoltează proba de urină pe 24 de ore. Cum se recoltează recoltarea urinii de dimineață? Prima urină de dimineață se face cu toaletă locală, apă și săpun. Și se prelevează jetul din mijloc. Nu este necesară colectarea a mai mult de 10 ml de urină, iar după colectare această probă trebuie ținută la frigider până ajungeți cu ea la laborator. Recoltarea pe 24 de ore este o recoltare care se face de regulă pentru determinare de calciu urinar, de creatinină urinară. Mai sunt multe alte probe pe care nu le număr aici. Ce trebuie să știți? Cum se recoltează aceste probe pe 24 de ore? Pregătim un borcan de 3 litri pe care îl gradăm cu un marker până la 3 litri. Începem să prelevăm urina, nu cu prima urină de dimineață, ci cu a doua urină de dimineață. Adăugăm și colectăm în borcanul de 3 litri fiecare urină până a doua zi, terminând cu prima urină de dimineață din dimineața următoare. După aceea, luăm un bețișor, omogenizăm toată urina pentru a amesteca cu sedimentul urinar colectat. Din cantitatea respectivă, trebuie să transferăm în recipient un 50 de ml de urină, după care pe recipient se va nota cantitatea cât mai exactă colectată pe cele 24 de ore. Recipientul sumar de urină este un recipient care nu este steril, folosește la recoltarea sumarului de urină, nu trebuie neapărat prima urină de dimineață, deși ar fi indicat. Dacă nu se recoltează prima urină de dimineață, de urinar va da valori incerte. De aceea ar fi de dorit toaletarea cu apă și săpun a zonei genitale și prelevarea primului jet urinar. Probele de urocultură vor fi gata de regulă. Dacă sunt negative, vor fi gata în 24 de ore. Dacă sunt pozitive și se lucrează o antibiogramă, vor fi gata în 48 de ore. Iar dacă necesită și un pasaj, ele vor fi gata în 72 de ore. De regulă, celelalte două probe vor fi gata în 24 de ore. Atât sumarul de urină, cât și probele pe 24 de ore. Sper să vă fie utile aceste informații, de câte ori veți avea nevoie să recoltați probe de urină. Pentru mai multe sfaturi și trucuri, accesați www.medataloș.ro, iar dacă doriți să sprijiniți acest proiect, nu uitați like și share.